Vlad Țepeș a trăit mai mult în exiluri decât în propria țară, în majoritatea timpului în Transilvania și Regatul Ungariei. Atât el cât și familia sa s-au aflat de multe ori în proximitatea sașilor. A trebuit să negocieze cu ei. În multe asemenea situații a trebuit să plătească pentru numeroase servicii și, de ce nu, să guste încă de pe atunci faimoasa bere germană. În ce monedă trebuia, deci, să plătească această bere și multele arme importate din Transilvania? Ori nu puținii mercenari și meșteri angajați. Pe fiecare angajat în moneda țării sale de origine, care o fi fost aceasta, în moneda Valahiei, avea Valahia o monedă proprie? Ori în monedă otomană, fiindcă altfel risca să-l înfurie pe sultan? Sau poate existau dolari ai vremii, imposibil de ocolit sau înlocuit? Sau poate nu folosea nimic din toate acestea, cu totul altceva fiind important pentru cel ce încasa bani de la Vlad al Valahiei, Ștefan al Moldovei și oricare alt contemporan vecin. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie medievală, dar și expert în numismatică. Și colac peste pupăză, mai fac parte și din glorioasa echipă internațională de cercetare, Corpus Draculianu. Dacă vă place ce povestesc aici și doriți ca și alții să ajungă să aibă bucuria dumneavoastră, trebuie să ajutați acest canal să devină cât mai vizibil pe YouTube. Soluția este simplă și nu costă niciun ban și nici efort. Dar contribuiți decisiv la eliminarea bazaconilor de pe internet. Abonați-vă deci și dați un like pentru algoritm. Țintra noastră este ca până la vară să atingem măcar 20.000 de abonați. Vă mulțumim! Numismatica este o disciplină auxiliară a științei istoriei, care se ocupă cu studiul instrumentelor de plată care în evul mediu erau reprezentate în mod covârșitor de monede, produse manual prin baterea cu ciocan. Această disciplină se ocupă cu tot procesul de producție și reglementarea acestuia de către diverse autorități emitente până la punerea în circulație, dar și cu falsificarea, imitarea, degradarea, manipularea, tezaurizarea, ori retragerea de pe piața monedelor. Există însă și un alt tip de numismat, anume cel care nu este om de știință, ci doar un entuziast colecționar de monede. Acești colecționari nu trebuie însă ignorați, fiindcă, practicând acest hobby, pot ajunge de foarte multe ori să întreacă în cunoștințe experți numismați, lucrători în muzee, ori cabinete numismatice. O vă supărați pe mine, stimați colegi! În ce mă privește, eu sunt ambele. Până în perioada modernă, monedele au fost cele care au dominat istoria banului, cu excepția chinezilor și tătarilor care au folosit destul de intens bancnotele. Cu toate acestea, plățile nu se făceau mereu în numerar. Încă de pe vremea lui Vlad Țepeș existau scrisori de credit. Adică, dacă erai un mare negustor, condotier, adică angajator de mercenari, ori te duceai să contractezi un condotier, nu te plimbai neapărat cu cufărul de bani după tine. Această regulă era valabilă și în cazul mulțimii de pretendenți la tronul Valahiei și Moldovei, care se înghesuiau la poarta otomană să cumpere influență pentru a fi desemnați voievozi, ori pentru a fi scăpați de intrigile adversarilor. De cele mai multe ori, în astfel de situații, negustorul, condutierul ori pretendentul nu aveau toți banii necesari și trebuiau să ia credite de la diferiți agenți pentru a putea efectua plățile. Dar de regulă erau motive practice. De ce nu se cărau după ei cu lăzile de bani? Era mult mai practic și ieftin să folosească scrisori de credit. Nu trebuia nici să plătească o mulțime de oameni înarmați ca să-i păzească de lotrii și nici să care greutăți după ei. Cum funcționa? Te duceai la un agent din proximitatea reședinței tale, iar acesta îți scria un act pentru suma solicitată. Apoi plecai, să zicem, la Liov ca să cumperi postav. Acolo te duceai la partenerul agentului care ți-a întocmit scrisoarea de credit, acesta o verifica și îi spunea pe masă cufărul cu bani, pe care îl descărcai apoi în oraș, în casa producătorului de postav. Sau și mai simplu, bancherul o făcea singur
fiindcă deloc surprinzător și producătorul de postav îi putea fi client, caz în care nu făcea decât să mute cufărul de pe o seamă pe alta. Cu siguranță, Vlad și boierii săi s-au lovit de astfel de situații. Mulțimea de campanii militare i-a pus cu siguranță la încercare finanțele. Până să ajungă la promisele bogății rezultate din jefuirea adversarilor, mercenarii, gărzile și oștenii de elită plătiți trebuiau să vadă aur în fața ochilor, înainte de a pleca într-o aventură riscantă și periculoasă. Apropo, un oștean călare primea 3-4 monede de aur, ducați, adică a câte aproximativ 3,5 grame fiecare, pe fiecare lună. Poate pe la marginea regatelor și imperiilor, asemenea oșteni să fi fost mai ieftini, însă nicio șansă sub 2 galbeni pe lună. Și asta doar oștenii de rând, nu și comandanții lor și nu profesioniști precum arbaletrierii ori tunarii. Dar despre aceasta detaliat într-un episod viitor. Banul în perioada premodernă avea o valoare intrinsecă, depinzând deci de valoarea și cantitatea declarată oficială a metalului din compoziție. Aur, argint, bilon, adică un aliaj cu maxim 10-20% argint, și cupru. Ca și în ziua de astăzi, falsurile erau la ordinea zilei, cu atât mai mult la periferii și în zonele gri dintre marile puteri. Deci, nicio surpriză că pe la noi au fost produse tone de falsuri, nu rare ori cu știința voivodului însuși. Hoție, excrocherie. Cel mai cunoscut și bine documentat exemplu este cel al lui Eustratie Dabija, în Moldova secolului 17, care a produs atât de multe falsuri la Suceava și atât de reușite că a produs inflație în Polonia. Despre asta cu siguranță vă voi povesti într-un episod separat, fiindcă este prea picant ca să mă pot abține. Atenție mare! Ca oșteni bine instruiți ai măriei sale, nu aveți voie să confundați falsurile cu o altă categorie de monede neoriginale, despre care vă voi vorbi acum. Să ne gândim la un ninz care stă pe o mare grămadă de metal prețios și vrea să o pună pe piață, să cumpere, spre exemplu, diferite bunuri, ori să angajeze mercenari. Numai că nimeni nu are încredere că respectivul metal prețios este bun de ceva, adică oare o anumită puritate, așa cum orice zaraf, adică valutist, cum ar fi în zilele noastre, ar ști imediat pe baza monedelor care îi se pun în față. Ei bine, insul nostru recurge la o soluție de nevoie. Contractează un meșter care știe să facă ștanțe de monede populare pe piață și transformă în monedă tot metalul prețios din posesie, străduindu-se ca monedele rezultate să fie cât mai apropiate ori asemănătoare cu monedele originale. Rezultatul eforturilor sale nu este un fals, ci o imitație. Diferența este că falsul este destinat înșelătorilor. Falsul este fie mult mai ușor decât original, fie din metal inferior, ori din metal comun, spoit cu metal prețios. Imitația este o monedă care încearcă, așa cum îi spune și numele, să copieze o monedă foarte populară pe piață, dolari sau euroi timpului, în care toată lumea avea încredere. Degeaba ai mai metal prețios cu tona, ori chiar propriile monede, dacă nimeni nu le cunoaște, ori nu are încredere în ele. Dacă nu mă credeți, încercați să plătiți la Lidl cu monede din Botswana. Chiar de argint ar fi. Ca și falsurile, imitațiile pot fi recunoscute cu ochiul liber, în funcție de calitatea designului. Nefiind producții oficiale, de cele mai multe ori nici meșterii nu erau cei mai tari. Dar ce te faci în cazuri extreme când beneficiarul a reușit să găsească meșteri pe bune? Ei bine, se ajunge ca imitațiile să fie ca și imposibil de recunoscut. Este posibil, deci, ca multe monede considerate astăzi de specialiști ca emisiuni postume ori speciale, fiindcă prezintă niște anomalii mai neregulate, să fie pur și simplu producțiile unui anonim întreprinzător. Iarăși, atenție maximă! În evul mediu nu exista ceva de genul monedă națională. Și nici nu exista monopolul absolut al unei monede într-o anumită regiune. Au încercat unii, bineînțeles, dar nu le-a mers. În orice regiune din Europa, ori Asia, inclusiv pe la noi,
circulau monede de tot felul de origini. Erau un Babel numismatic. Acceptarea unei monede depindea exclusiv de utilizator. Dacă el considera că are în ea ceea ce promite plătitorul și nu vedea niciun impediment moral ori de altă natură, atunci o accepta. Era mereu vorba de încredere, iar încrederea era bazată pe familiaritate. Cu cât cunoșteai mai bine o monedă ori autoritatea emitentă, cu atât mai multă încredere aveai în ea. Ca și astăzi. Existau și pe atunci monede care beneficiau de maximă încredere, indiferent de regiune ori utilizator. Cel mai bun exemplu este ducatul venețian, dolarul necontestat vreme de mai multe secole în tot spațiul mediteranean, în Anatolia și estul Europei. Deloc surprizător, deci, că acesta a fost cel mai imitat și preluat chiar ca standard oficial de către diferiți regi, spre exemplu în Ungaria. După înfrângerea Veneției în lungul război dintre 1463 și 1479, sultanul Mehmed al II-lea a decis în 1478 oficializarea producției de monedă de aur. Dacă până atunci el și predecesorii săi doar imitaseră ducatul venețian, în acest an Mehmed decide introducerea primei monede oficiale otomane de aur. Aceasta era la fel de mare, grea și pură ca ducatul venețian, însă în loc de iconografie europeană și simbolul creștin, a adoptat, bineînțeles, cum altfel, uzanța islamică, adică doar scrisul caligrafic. Moneda, numită Sultani, a fost un succes, însă nu a reușit nici pe departe să detroneze ducatul venețian, care avea să-și piardă supremația doar odată cu decăderea Veneției, însăși, 3 secole mai târziu. Dar nici supremația Accelei otomane nu a fost detronată. Și aici trebuie să vă rețin atenția cu un ultim detaliu extrem de important. Moneda de calcul. Una era moneda fizică, care circula pe piață și zornăia în pungile de piele, și alta era moneda în care zarafii, negustorii și birocrații calculau impozitele ori bugetele. Spre exemplu, otomanii au folosit în calcule mereu acceaua sau asprul, cum o numeau creștinii. O monedă mică de argint. Aceasta fiindcă este prima lor monedă din metal prețios, o monedă de bază bătută odată cu cucerirea bursei în 1327. Acceaua a continuat să fie folosită ca monedă de calcul până în secolul XIX, adică timp de aproape 2 secole după ce dispăruse cu totul ca monedă fizică. Spre exemplu, impozitele și bugetul otoman erau calculate exclusiv în accele, indiferent de tipul de monedă încasată. Pe la noi nu era mereu așa de unitar. Se calcula în monedă ungurească ori în galbeni de diferite origini, slotătărăști sau roșii, cum li se zicea sloți ungurești, etc. Apropo, slot în slavonă înseamnă aur sau galben, cum îi ziceau românii. Odată cu impunerea dominației otomane, începe și pe la noi să se calculeze în aspri, adică în accele. Însă cel mai frecvent întâlnim galbenul în documente, asta fiindcă tranzacțiile care ni s-au păstrat erau de bunuri cu valoare ridicată, sate mai ales. Adică, dacă boierul X a plătit 1000 de aspri, ori 20.000 de galbeni pentru satul Z, să nu credem că a pus pe masă doar accele otomane, ori monede de aur. În realitate, cel mai probabil plătise cu o mixtură foarte pestriță de monedă de aur și argint. Vânzătorul l-a examinat cu grijă și eventual le-a pus pe cântar. Echivalarea și calculul final și unitar a fost făcut într-o monedă de referință, acceptată de ambele părți. Această monedă de calcul putea fi reală, fizică, așa cum erau accea. De multe ori însă, moneda de calcul existase cândva ca monedă reală, însă dispăruse de mult. Alte ori, așa cum era cazul galbenului, moneda de calcul era una destul de abstractă, singurul element real fiind faptul că se referea la o monedă de aur. De aceea, câteodată, părțile aleg să precizeze ce tip de galben să fie acela în care se calculează tranzacția. În concluzie, circulația monetară și plățile sunt pentru noi, cei ce studiem documentele medievale, un haos și un calvar. Din capul locului trebuie spus că baterea de monede era una dintre cele mai profitabile afaceri din Evul Mediu.
Aceasta era de obicei arendată de către cel care figurează oficial ca emitent pe monedă și al cărui nume practic garantează calitatea monedei. Bineînțeles că numele acestuia pus pe monedă era și un manifest de putere prin care el se prezenta publicului ca lider puternic și bogat. Nu oricine își permitea să bată monedă și nu oricine avea voie să bată monedă. Baterea de monedă era câteodată un privilegiu acordat de senior și poate acesta este și motivul pentru care baterea de monedă în Valahia s-a diminuat radical în anii 1420 și a încetat cu totul în anii 1480. Spre exemplu, regele ungare și autoritățile transilvanene nu au fost deloc încântate de monedele puse pe piață de voievodul valah Vladislav al II-lea, acestea fiind de superioare calitativ celor ungurești și deci preferabile în tranzacții. Ori scopul ultim al emiterii de monedă este ca aceasta să se impună pe piață. Emitentul făcea tot posibilul ca moneda sa să fie acceptată, inclusiv prin eliminarea forțată a unor monede rivale. Odată cu impunerea definitivă a suzeranității maghiare, este foarte posibil ca sultanii să fie intervenit direct spre oprirea voievozilor valahi de a mai bate monedă, gest care era văzut ca semn de autodeterminare. Și oricum, nici nu prea mai era rentabil pentru voievozii valahi, fiindcă de la jumătatea secolului al XV-lea, moneda otomană de argint, acce, se impune definitiv în tot estul Europei. Această monedă de aproximativ un gram era din argint practic pur și superioară atât ca greutate cât mai ales ca puritate oricărei monede est-europene. Din a doua parte a secolului al XV-lea, moneda valahă și moldovenească începe să se orienteze după standardul otoman, acestea reprezintând practic o jumătate din greutatea unei accele. Asta probabil ca să nu-l supere pe sultan rivalizând cu monedele acestuia. De precizat că titlul, adică puritatea argintului acestor emisiuni românești, este și el cu mult superior la tot ce se bătuse până atunci pe plan local. Când punea pe piață o nouă monedă, regele, sultanul ori voievodul, se străduia mai mereu să retragă de pe piață monedele predecesorilor, care erau mai grele, tendința fiind ca monedele să devină cu timpul tot mai mici și mai impure. Cu o singură excepție, otomanii, care au păstrat până la sfârșit puritatea accelei, dar și doar i-au diminuat treptat greutatea de la circa 1 gram în secolele 14-15 la circa 0,10 grame la finalul secolului al XVII-lea. Primele monede în exteriorul arcului carpatic au fost bătute pe la începutul anilor 1370 în Valahia, sub Vladislav I sau Vlaicu Vodă, al treilea domnitor din dinastia Basarabilor. Circa un deceniu mai târziu, contemporanul său din Moldova, Petru Mușat, începea să bată și el monedă. Ambele monede au fost bătute la cel mai înalt nivel calitativ, foarte probabil cu ajutorul unor meșteri veniți din Ungaria. Cu toate acestea, ele urmează standarde monetare diferite. Cele valahe urmează sistemul denarilor, ducaților și obolilor maghiari, iar cele moldovenești pe cel al groșilor și obolilor polonezi. Muntenii au bătut denari, ducați și bani, iar moldovenii, așa numiți dublu groși, care de fapt sunt un groș și jumătate, groși, jumătăți de groși și oboli, greșit numiți de unii tot jumătăți de groși. Banii, groșii și obolii au exact aceeași iconografie ca nobinalele mai mari, însă sunt anepigrafi, adică le lipsește legenda de pe margine. Monedele din cele două voievodate au un numitor comun, suzeranitatea maghiară exprimată prin scutul fasciat și cu flori de crin specific dinastiei angevine maghiare. Acest scut este prezent pe reversul monedelor moldovenești. În cazul monedelor valahe, crinii lipsesc, ceea ce a făcut pe unii numismații români să bănuiască că scutul fasciat ar reprezenta stema Basarabilor, în timp ce acvila crucigeră era stema valahiei. Aversul monedei indică identitatea emitentului. Acvila crucigeră, adică cu cruce în cioc, în cazul valahiei, și capul de bour, în cazul Moldovei. Atenție maximă! Aceste simboluri nu au fost inventate de valahi și moldoveni și nici nu le-au aparținut lor în exclusivitate. Găsim acvile și capete de bouri și vaci peste tot în regiune, în steme de orașe,
ori dinastii. Monedele celor două voivodate au continuat să piardă în calitate și greutate, mai ales în cazul Valahiei, după Mircea cel Bătrân, în timpul căruia greutatea monedelor scăzuse deja aproape la jumătate, circa 0,40 de grame. După el, producția monetară scade drastic. Până de curând, de la urmașii săi, se cunoșteau doar câteva monede, spre exemplu de la Mihail și Dan al II-lea, sau deloc, ca în cazul lui Radu al II-lea Praznaglava și Basarab al II-lea. Producția de monede în Valahia reînviază brusc și spectaculos în timpul lui Vladislav al II-lea, ale cărui monede rivalizează în descoperirile monetare cu cele ale lui Ștefan cel Mare, care în mod incontestabil a produs cea mai mare cantitate de monede din țările române în secolul XV. Baterea de monede valahă încetează cu totul la un deceniu, după moartea lui Vlad Țepeș, în timp ce în Moldova continuă până în timpul nepotului lui Ștefan cel Mare, Ștefan al IV-lea sau Ștefăniță. Apoi încetează și reapare abia în timpul lui Alexandru Lăpușneanu. Dar asta este deja o altă discuție. De menționat că în Valahia și Moldova s-au bătut doar monede de argint, bilon și cupru. Au existat câteva episoade absolut excepționale în care trei voievozi au încercat să bată monedă de aur, iar rezultatele reprezintă de departe cele mai mari rarități ale numismaticii române și internaționale. Despot Vodă, Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu. În Transilvania cu totul alta era situația. Până la Principatul Autonom din secolul al XVI-lea, voivodul nu bătea monedă de aur în nume propriu, ci asemenea orașelor săsești doar dacă obținea un privilegiu de la regele Ungariei, care era senior. Dar și în acest caz, pe monedă erau reprezentate doar numele și semnele regale, la care se adăuga marginal semnele monetare ale meșterului și ale atelierului monetar. Însă, oameni puternici precum Iancu de Hunedoara a bătut monedă de argint, nu numai pe când era guvernator al Ungariei. Până acum câțiva ani au existat doar tentative de punere a două monede în legătură cu Vlad Țepeș. Una este anepigrafă, adică nu are o legendă care să indice emitentul, iar a doua este semi-epigrafă, adică prezintă doar câteva litere care nu pot fi puse fără îndoială pe seama unui anumit emitent. Prima este un ban de argint, adică o jumătate de dinar muntean, a cărui iconografie o prea în totalitate. Singura diferență este că nu are cercul cu scris de jur împrejurul semnelor heraldice, adică a stemelor. În anii 70, reputatul numismat Octavian Iliescu a venit cu ingenioasa idee că acest semn ar fi de fapt cometa Halley, care într-adevăr a fost vizibilă în estul și centrul Europei în 1456, pe finalul domniei lui Vladislav al II-lea. Problema e ce garantează că acest semn e musai o cometă și nu pur și simplu o floare. E doar o chestiune foarte subiectivă de interpretare. Însă, principala problemă este că această monedă ar fi un unicat în toată Europa, ca singur martor al acestui fenomen astronomic. În nicio altă țară atunci, înainte sau în deceniile următoare, nu s-au mai produs monede care să consemneze fenomene astronomice, ori cataclisme, etc. Și asta pentru că nu se obișnuia. Se obișnuia însă, de fapt era chiar standard, ca pe revers în jurul scutului să fie plasate semnele monetare, litere ori simboluri care indicau meșterul care a făcut ștanțele și atelierul în care a fost bătută respectiva monedă. Astfel putea fi urmărit cine este producătorul unei monede și în caz că ceva nu era în ordine, să poată fi tras la răspundere. A doua monedă a fost atribuită pe baza unui singur exemplar descoperit la Târgșor, azi Mănăstirea Turnu în județul Prahova, tot de către Octavian Iliescu. De foarte curând, un tânăr coleg numismat a demonstrat convingător, pe baza unui al doilea exemplar, mult mai bine păstrat și descoperit în Bulgaria, că această monedă a fost de fapt bătută de Vlad Dracul. Tot acest tânăr numismat a mai dat de încă o altă monedă valahă descoperită tot în Bulgaria. Aceasta este epigrafă de data aceasta, iar legenda nu lasă nicio îndoială cine este emitentul. Eu, Vlad Voievod. Având în vedere că numele Vlad
are la final așa numitul semn moale din alfabetul chirilic, se exclude orice eventualitate ca Vlad să fie prescrutarea de la Vladislav. Deci, ca emitentul, să fie tot Vladislav al doilea cel care a bătut tone de denari. Moneda în cauză continuă standardul și designul impus de Vladislav al doilea și apoi continua de Radu cel Frumos și în fine de Laiu Tăbasarab. Este însă foarte suspect că Vladislav al doilea rivalizează în producție monetară cu Ștefan cel Mare, cel care dispunea de resurse economice mult mai mari, Moldova având o stabilitate politică și economică infinit superioară Muntenii. Cu atât mai mult este suspectă această intensă producție, cu cât urmașului Vladislav, Vlad Țepeș, care a purtat o mulțime de campanii militare și deci ar fi avut nevoie de bani și deci ar fi încetat brusc această producție. Este debănuit, deci, ca această producție să fi continuat cel puțin până la începutul domniei lui Vlad Țepeș, meșterii acestuia, folosind practic ștanțele rămase de la înaintașul său. O practică deloc ciudată, o rară în Evul Mediu. Deci, cu ce fel de bani își plătea Vlad Țepeș berea pe când se afla în vizită la Saș? Păi, dacă nu îi se făcea cinste, gazele necunoscând obiceiurile românești din timpurile noastre, Vlad ar fi plătit cu absolut orice monedă care circula între Volga și Eufrat, dar care era acceptată de patronii respectivei taverne. În funcție de consum și servicii, ar fi plătit în monede de cupru și argint. Ori aur, dacă ar fi fost servit regește. Însă pentru câteva halbe de bere, cu siguranță, ar fi plătit cu monede mărunte de argint ungureș, fiindcă astfel de monede, astfel de nominale, reprezentând jumătatea unei monede de argint normale, nu se mai băteau în Valahia, iar la otomani din principiu oricum nu. O alternativă mai rară, dar deloc imposibilă, ar fi fost jumătățile de groș de tip 1 bătute de Ștefan cel Mare în anii 1460. Însă Vlad cu siguranță nu a fi băut singur acolo. Oamenii lui fiind cu siguranță de la 10 în sus, consumul ar fi fost mult mai mare, mai ales dacă se găsea vreun profesionist în suita sa. În acest caz, ar fi folosit monedă regulată de argint de orice proveniență. Ar fi aruncat pe masă o amestecătură de monede ungurești, valahe, moldovenești, tătare, centrale europene și mai ales otomane. Experiența birtarului, de om de afaceri, ar fi evaluat potențialul lor cu o aruncătură de privire. Apoi le-ar fi numărat și estimat valoarea totală pe baza greutății fiecarei piese. În caz că avea ceva dubii, adică în caz că, spre exemplu, unele monede nu erau prea familiare sau dacă pur și simplu nu avea niciun chef să calculeze sau matematica nu era cel mai bun prieten, punea grămăjoara de monede primite de la oaspetele valah într-o balanță și vedea ce cantitate totală de argint a primit. În cazul în care unele monede erau cunoscute a fi din argint inferior și bilon sau după verificare se dovedeau a fi falsuri, birtarul le arunca înapoi pe masă și cerea altele. Asta desigur doar în cazul oamenilor lui Țepeș, fiindcă în cazul lui Țepeș însuși nu-ți permis să faci asta fără a risca să te viziteze noaptea viitoare cu un obiect lemnos foarte ascuțit. Dacă ar fi fost printre prieteni sau dacă din diferite motive voievodul valah ar fi dorit să facă o declarație de putere, ori foarte simplu să se dea mare, acesta ar fi pus pe masă cartea sa de vizită, plătind în monede de argint bătute cu numele său. Astăzi se cunoaște una singură, găsită tocmai la sudul Dunării, unde cu siguranță nu a ajuns neapărat în timpul operațiunilor militare speciale din iarna lui 1461-62. A bătut sigur mai mult, însă cu acea siguranță nu la fel de multe ca predecesorul său Vladislav al II-lea și cu atât mai puțin decât în cazul lui Ștefan cel Mare, cel care a bătut de departe cea mai multă monedă de argint din tot Evul Mediu românesc. Am o grămadă de bani! Iar dacă consumul și serviciile ar fi fost cu totul deosebite, o suita voivodului deosebit de mare, s-ar fi ajuns la plata în câteva monede de aur. Nu multe. Această situație este cea mai puțin probabil, fiindcă chiar și într-o astfel de situație, probabil că tot argintul ar fi fost preferat. Aur era folosit în marile tranzacții comerciale, de obicei, ori la plata tributului. Otomanii ridicau tributul de preferat în monedă de aur,
deși ei socoteau în accele, care sunt monede de argint. Iar eu trebuie să dau tribut măriei sale Vlad, care vă îndeamnă stăruitor să vă abonați și care vă transmite prin mine umilul său logofăt. Și Dumnezeu să vă veselească. Amin.